Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre lemuri. Lemurul, cu denumirea științifică lemur cata, este un mamifer primat solitar care trăiește în pădurile tropicale din sud-estul Asiei. Semnificația cuvântului lemur vine din mitologia latină și înseamnă fantome sau spirite. Acest lucru poate avea legătură cu desenul de pe figurile lor, cu ochii și botul subliniate prin cercuri negre, dar și cu faptul că lemurii sunt mai activi noaptea. Lemurii sunt primate care se găsesc numai în Madagascar și în câteva insule vecine. Tocmai datorită izolării sale de restul pământului, Madagascarul a devenit gazda unor specii surprinzătoare și neobișnuite care nu se mai găsesc nicăieri în lume. Astăzi mai există în jur de 60 de tipuri de lemuri care trăiesc în aproape fiecare habitat pe întreaga insulă. Din păcate, din cauza distrugerii pădurilor și a vânătorii, multe tipuri de lemuri sunt pe cale de dispariție. Aie este una dintre cele mai ciudate creaturi din lume. Acest lemur nocturn și retras arată ca și când ar fi ansamblat de la o varietate de animale. Aie seamănă cu o pisică mare de casă, dar cu fața unui dihor sau nevăstuică, are urechi similare cu ale liliacului, dinții cresc în mod constant, seamănă cu un rozător. Are un deget mijlociu, osos, pe care îl folosește pentru localizarea larvelor de insecte care se ascund în scoarță. Astăzi, Aie este foarte amenințat de vânătoare și de pierderea habitatului. În unele zone, localnicii cred că Aie aduce ghinion și ucid animalele ori de câte ori se confruntă cu ele. Indri este cel mai mare lemur în viață. Colorat în alb și negru, Indri este renumit pentru plânsul lui fricos ce sună un pic ca melodia unui mascul de balenă. Indri se hrănește cu fructe și frunze și trăiește în coronamentul pădurilor din Madagascarul de Est. Indri este și el trecut pe lista animalelor pe cale de dispariție. Sifaca vereo trăiesc în pădurile uscate din Madagascarul de Vest și Sud, unde se hrănește cu frunze, fructe și flori. Sifacaii sunt destul de vocali, cu o varietate de apeluri, dar ei sunt cel mai bine cunoscuți ca lemuri dansatori. Sifacaii nu se deplasează în patru labe, în schimb aceștia merg pe picioarele din spate în timp ce își țin brațele în sus. Lemurul denumit inel coadă este cel mai cunoscut dintre lemuri. Inel codații trăiesc în pădurile uscate din Madagascarul de Sud și Vest, unde se hrănesc cu fructe, flori, frunze și scoarță de copac. Lemurii șoricești sunt primați mici și se găsesc pe scară largă în Madagascar. Ei sunt nocturni și se hrănesc cu insecte, vertebrate mici, fructe și flori. Ei sunt cunoscuți pentru vocile lor ciripitoare și sunt considerați cei mai mici primați din lume. Lemurii șoricești sunt studiați pentru posibilul tratament împotriva bolii Alzheimer. Lemurii au mărimi diferite în funcție de specie, pornind de la 10 cm, iar cel mai mare având chiar 1 metru. Greutatea oscilează între 30 de grame, cel mai mare având 10 kg. O caracteristică specială a lemurilor sunt ochii mari, aproape scoși din orbite. Femelele lemur sunt dominante și fiecare grup este condus de o astfel de femelă lider. Aceasta are avantajul de a alege prima mâncarea și masculul cu care vrea să se împerecheze. O altă caracteristică a lemurului este nasul lung și mereu umed. Lemurii au o vedere foarte bună și văd perfect chiar și pe timpul nopții. Atuul secret al lemurilor este o glandă cu un miros caracteristic pe care o folosesc ca metodă de comunicare, dar și ca armă împotriva inamicilor. Împerecherea are loc în funcție de sezon, temperatura din perioada respectivă și de hrana care se găsește în perioada respectivă. Rata mortalității este relativ ridicată în rândul adulților. Perioada de gestație variază în funcție de specie de la 10 săptămâni până la 24 de săptămâni. După perioada de gestație, iau naștere între 1 și 4 lemuri, media fiind de 2. Când se deplasează, puii se țin de blana mamei de pe burtă sau de pe ceafă. Cozile sunt folosite atât pentru a-și menține echilibru, cât și pentru a comunica între ei. Lemurii au unghiile asemănătoare omului. Dacă sunt amenințați, atacă cu unghiile sale. Când nu au suficientă mâncare la dispoziție, pur și simplu își induc hibernarea. Prădătorii lor naturali sunt câinii sălbatici și păsările de pradă. Au o durată de viață destul de lungă, între 15 și 20 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!